Că deși veneau să-mi dea sandwich și să-mi dea în greva foamei. M-am dus cu fratele meu când eram noaptea, s-au suit pe o clădire bandiții comuniști și au vrut să mă împuște de acolo. Au venit și au tăiat cu cuțitul roatele la mașină la fratele meu și stăteam noaptea cu domnul Vancea pe Swanson Street în mașină. Și ziua venea domnul Pantea și m-au ajutat în greva foame. Mulțumiri ce-am. După 5 zile niciun răspuns și am fost nevoită să mă duc în mașina lui Iris Pederic, consula, cu stomacul în capul mașinii, că altfel nu puteam să călătoresc din durerea stomacului. Și m-am dus la Canberra, la consul. Când ne-a văzut acolo ambasadorul, gata, cu vin, cu sticle, să ni servească, îi spun lui domnul Pantea, domnul Pantea, nu bea, că nici nu știi ce poate să ne pun acolo în mâncare. A, domn Vore, doamna Stroie, totodată am să mor. Și așa domnul Pantea a murit, adăpat de cineva într-un picnic pe iara, știu când, de atunci l-am văzut pe domnul Pantea chirotind, nu mai era acel Pantea care era la început. Și s-a dus și domnul Pantea și a rămas urma. În felul ăsta am strâns 3800 de semnături care le am și acum, vi le arăt dacă vreți, de la poporul australian, mulțumiri lor că ei m-au ajutat și mi-am adus copiii. Și băiatul cel mic, Sorin, nu vroiau să-i ia fletul când nu-i văruit. Îl confiscase că vine la mine. Nu vroia să-i ia fletul când nu-i văruit. Vorbește la Europa Liberă, vorbește. V-am spus, toată munca mea se ducea pe telefoane. Am reușit și am adus pe băiatul cel mic cu soția și cu copilul. Ei, rămăsese cel mare în România. Nu mi-l dă că trebuie să plătesc. Era însurat cu o unguroaică care frasul lucra la securitate. Era profesor de matematică și lucra la securitate. Și nu vroia să-mi dea pe băiatul meu că cum eu am făcut astea, soția băiatului meu s-a divorțat de băiatul meu și n-am mai vrut ca să mai fie cu el și greutăți. Am trebuit să plătesc în 70 și în 75 am făcut greva foamei și în cam prin 78 așa, am să mă uit pe risituri, $4700 americani am trimis în România de băiatul meu a plătit pensia de întreținere pentru copilul lui care l-avea cu ea. Și în felul ăsta mi-am adus și pe cel mare. Sunt foarte mulțumită de ei că s-au apucat de muncit, nu s-au implicat în droguri, pentru asta sunt un om fericit. Am avut necazuri, bineînțeles, pentru că securitatea țării noastre românești, în opinia mea, și astăzi trăiește. Și azi își face lucrarea, au băgat diferite strâmbe în familia mea, am avut ca orice și mațele în burtă să ceartă. Dar sunt mândră de fiii mei că sunt gospodari și au cumpărat și ei case, s-au stabilit și îmi face o onoare. Asta e o mândrie pentru mine, că nu-i mai știu în România. Că dacă ar fi fost în România astăzi, cred că nu mai trăiau. Nu, 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 nu
Hai, Gusti! Bine, happy birthday, mother! Sărbăna, mulțumesc! Mai avem niște vin fiecare. A, e caralul 31 aici să ne vadă la producție, la oală. La Polonic. Ce surpriză! Nu te aștept că suntem aici. Asta la Cazan. Puțin astăzi. Dacă mai trebuie. Nu face aia. Uite aici, Turburelu. E de la Drăgășani. Nu mai mințim că așa e de Mother's Day. Hai să punem pe ăla. S-a golit oala, hai să trăiești, domnul. Sărbănele la mulți la ani, mulți ani, numai bine. Să trăiască toate femeile. Da, Dumnezeu, și niște bărbați, că altfel nu putem să ne mulțim. Și bărbații să aibă grijă ca adevărați grădinari. Se face și grădini. Ia-o! Eu vă cunosc de 24 de ani și v-am văzut mereu pe la festivitățile românilor, prin parcuri, pe unde le-au organizat ei, în costum național românesc, dansând și cântând și fiind un bun agitator și promotor al cântecului și dansului și, în general, a culturii românești, de care sunteți foarte atașată. Cum ați ajuns în mijlocul comunității? Cum m-am introdus prin români? Când eu am ajuns în Australia, fratele meu era necăjut căsătorit cu o englezoaică, care tot prin influența comunismului i-au băgat soții fratelui meu în cap că eu nu-i sunt soră și-i sunt gagică. Și datorită acestui fapt, nu am putut să stau la fratele meu, unde am început să stau pe la români. De exemplu, la domnul Nistor m-au luat când am intrat în operația de stomac. Pe patul lor am dormit, pe patul lor mi-au adus doctorul acasă și așa mai departe. Am stat pe la Augustin. Da, Augustin. Am stat prin mai multe locuri. La Fuțcrai, la Vasile Boianu am stat. Am umblat ca câinile din ușă în ușă, până când, atunci când mi s-a respins pașaportul, domnul Pantea a căutat să mă ducă undeva ca să nu mai să mi se piardă urma. Și m-a dus la un cetățean care avea milk bar și nu știu pe unde, am uitat acum cum îl cheamă, și ăla era despărțit din nevastă și avea 3 copii, o australiancă, și am zis, nu mă duc aici, că am să am necazuri, familie și nu mă bag. Și până la urmă m-a adus la unul Tony în Ormond. Când n-am știut, ei vorbeau, dar eu nu știam, nu mă pontam, că nu știam nicio vorbă englezoaică. Atunci, aici am sărit din lac în puț. Acest Tony era căsătorit cu una Rita, care ea l-a abandonat, era româncă, și a fugit cu un cetățean și i-a luat tot din casă și Tony a rămas cu o fetiță unde avea nevoie de îngrijire. M-a lăsat acolo, am stat la el, am început să muncesc la el, unde când veneam într-o seară de la Repco, tot securitatea comunistă și cu, sub influența, că acum Rita, dacă a plecat cu Aurel la Brisbane, de a luat furat tot din casă și s-a dus la Brisbane. Acum ăla i-a mâncat tot și a tras un bătoi și ea vroia acasă. Și eu eram acum curvă, că stăteam aveam grijă de fetiță. Și
palpitații și frică și foaie de mine, telefoane și până îmi spune, zice, ce faci curva acolo, Rita? Zic că îngrijesc un copil necăjit și un bărbat pe care tu i-ai abandonat. Să pleci afară. Păi eu plec, nu stau. Și au improvizat o cursă. Ea și ea era foarte bună prietenă cu consulul român. Când veneam de la Repco și veneam pe jos, că Toni n-a primit să mă ia cu mașina, o mașină a oprit și a vrut să mă ia în mașina lor și am scăpat cu fuga într-o curte și am bătut în geam la oameni și au ieșit oamenii și așa am scăpat. Seara aia n-am să o uit niciodată, vreau să mă duc, că era pe vremea când guvernul român a luat pe o cetățeancă, am uitat ce era, când făcea bebei Luchian greva foamei, ce era, era ea? Unguroaică, mi se pare. Și a vrut să a luat-o cu forța și, nu, și, da, cam așa ceva, uite, vezi, am ziarele, trebuie să mă uit, să, da. Și pe vremea aceea era, când vroia să mă ia și pe mine, și să am scăpat de aceea. E, după aceea, când am venit aici, Pantea conducea Asociația Românilor Liberi, care era formată din 30... din 53, am fost membru cotezantă la Asociația Românilor Liberi. Am făcut oale cu sarmale, oale cu de tot felul de mâncare când se ținea baluri și nu știu ce. Asta a fost chiar în primii ani când am venit, pentru că l-am cunoscut pe domnul Pantea imediat cum am venit, după 7 zile când i-a respins. Am intrat și m-am dus la domnul Pantea pe jos până în Glenferry Road, unde locuia, l-am căutat, credeam că și în Australia e ca la noi, la România, că dacă cunoșteai un președinte, dădeai lovitura și ai făcut tot. Aici nu era așa. Așa. Ca să căutam ajutor. Da. Și atunci am fost membru cotezantă. După aceea, mai târziu, România au adus pe Popa Găină, care s-a instalat în biserică, că pe atunci nu era biserică românească, era un club, un popă grec care îl chema Kendridi și era în biserica care actual o avem noi acum și asta întrebuințau românii. Cum doamna Sorane Nistor, Nicolae Năstase și mai mulți alții au semnat și au adus pe găină, am crezut în găină și eu credeam că găsesc o alinare și un ajutor la găină. M-am făcut slugoiul lui, cântam, îi făceam de toate. Eram... Și așa am cunoscut comunitățile românești. Mai târziu... Deci comunitățile românești organizau toate sărbătorile naționale, da, și religioase, da, și ale eram, României. Da, și eram acolo. Și vă mergeați acolo să retrăiți momentele, da, pe care le lăsasereți, da, în țară. Și dacă mă duceam la biserica, nu mă duceam pentru biserică, normal, cinstit. Mă duceam ca să-mi văd neamul meu, sămânța mea și acolo îmi găseam și eu, că copii n-aveam și mă duceam și eu să mai aud vorbind românești și să simt că sunt lângă ai mei. Care au fost cele mai frumoase amintiri ale copilăriei? Mă refer la sărbătorile astea naționale și religioase care se țineau în România când erați fetișcană sau, eu știu, fetiță chiar, da, sau... era asta care mi... Și-a venit vultur din munte și ne-a spus, români, români, ești român, de ce mai suferi jugul unui neam păgân? Ești român, de ce mai suferi jugul unui neam păgân? Și noi liberi ne făcurăm într-o zi de 10 mai. Și noi liberi ne făcurăm într-o zi de 10 mai. 10 mai va fi de-a pururi sfântă zi, căci ea ne-a dat domn puternic țării
libertate și regat. Domn puternic țării noastre, libertate și regat. Pe al nostru steag e scris unii.